Un tulcean, pe numele său Radu Gheorghe, născut la 16 ianuarie 1951, a demonstrat că maniera de exprimare artistică a unui actor de teatru și film poate cuprinde în plus o largă paletă de activități ce n-ar trebui considerate secundare. Pantomima, interpretarea muzicală, vocală și instrumentală, ori maestria improvizației, au făcut din Radu Gheorghe unul dintre promotorii genului stand-up comedy în România. Băi, tată, băi! Adio, dragă Nelo! Eu am să plec pentru că se face seară. Ca actor de teatru, Radu Gheorghe face o bună echipă alături de colegii săi de la Teatrul Foarte Mic. Solicitat să joace în producția românească de film, actorul tulcean și-a câștigat de asemenea reputația prestația lui Radu Gheorghe în filme precum Iarba Verde de Acasă, Semnul Șarpelui, Rămășagul, Lotus sau Mireasa din Tren, fiind la înălțimea cerințelor. Mai să mă crezi, dar pentru o clipă am crezut și eu atunci că e vorba despre un nunt adevărat. Acum îți dai seama că a fost așa numai o joacă. N-a fost ziua mea de nuntă. N-a fost? Nu. Poate că de atunci o duci tot într-o nuntă. Implicarea lui Radu Gheorghe și în concertele de muzică jazz, trupa lui Mike Godoroja, reprezentând una dintre alegerile actorului, demonstrează talentul plurivalentului om de artă provenit dintr-o generație actoricească, din care mai fac parte Maria Ploaie, Dan Condurache, Vlad Rădescu sau Horațiu Mălăele.